Statuia Inima lui Isus, situată pe dealul Gordon din județul Arghita, este o construcție monumentală și una dintre cele mai mari reprezentări ale Mântuitorului din Europa. Statuia are o înălțime de 22 de metri și a fost ridicată în anul 2011. Este construită aproape exclusiv din fier galvanizat și oțel inoxidabil, materiale care rezistă bine la intemperii și nu generează rugină. Designul statuii, realizat de artistul Zawadzki Walter din Odorheiu Secuiesc, prezintă similitudini cu celebra statuie Cristo Redentor din Rio de Janeiro, reprezentându-l pe Iisus Hristos cu brațele desfăcute și privirea îndreptată spre cer. În interiorul statuii se află scări metalice în spirală care permit vizitatorilor să urce până în capul statuii, de unde se poate admira o priveliște minunată. Costurile pentru realizarea statuii Inima lui Isus s-au ridicat la aproximativ 200.000 de euro, sumă plătită din donații strânse de primăria din comuna Lupeni. Statuia poate fi vizitată. Această statuie reprezintă nu doar o formă de artă, ci și un simbol al zonei, atrăgând vizitatori dornici să exploreze și să se bucure de panorama oferită de la înălțimea sa impresionantă.